faci asta, Alina? Bă, ai cât mai stăm. Traseul pe care îl vom urma plecând de aici, mergem până la Piața Romană, pe trotuar. Vom aștepta indicațiile celor de la rutieră să traversăm diferite intersecții. Nu vom ocupa sub nicio formă carosabilul. Suntem destul de puțini și nu cred că o să fie asta o problemă. Avem la dispoziție o oră până la Piața Romană, deci nu e nicio gravă, nu vom merge repede. Și de la Piața Romană vom merge individual către o locație necunoscută. Putem să vă promitem că nu va fi ultimul marș, pentru că uitându-ne în jur, avem în fiecare zi motive să ieșim în stradă și să ne manifestăm. Așa că vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit astăzi. Timp de 3 luni cetățenii și-au făcut vocea auzită. În curând va începe campania electorală și politicienii își vor face vocile auzite. Va fi o campanie, presupun, tensionată și stridentă. Și dacă lucrurile nu vor merge cum trebuie, s-ar putea să fim datori să revenim în stradă, în piața universității, în orice spațiu public și să ne manifestăm în calitate de cetățeni. Vă mulțumim foarte mult, împreună suntem vocea schimbării. Yeah!